Vă salut cu drag, dragi prieteni, și în seara aceasta și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Suntem împreună, suntem la ceas de seară când vrem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, suntem în acele momente în care vrem ca Sufletul nostru să fie hrănit, vrem ca bucuria mântuirii să fie în Sufletele noastre și, de ce nu, vrem certitudini pentru viitor pe care doar Dumnezeu ni le poate da. În seara aceasta, aș vrea să vorbim despre ceea ce ne spune Apocalipsa. În cartea aceasta, Dumnezeu ne-a transmis câteva lucruri foarte importante care sunt vitale, mai ales pentru vremea aceasta nesigură a sfârșitului. Suntem din toate părțile asaltați de știri, de lucruri negative, de vești de războaie, de războaie, de preziceri sumbre ale viitorului, și în toate, aceste, în toate aceste lucruri care ne fac să fim agitați și nesiguri. Avem nevoie de o stabilitate, de o fundație puternică pe care să ne punem piciorul și pe care să stăm siguri. Cartea Apocalipsei. Ne spune în primul rând că Hristos este cel care conduce lumea aceasta. Dacă ne gândim la ceea ce este descris în ea, vedem două fire narrative sau două teme principale: lucrarea lui Hristos în biserică și lucrarea lui Hristos în istorie. Și aceste două planuri se îmbină armonios și avem în, în față acele asigurări din partea lui Dumnezeu că nu ne va părăsi, că va fi cu noi întotdeauna și că iubirea lui ne va sluji până când vom intra în împărăția cerească. Încă de la început Cartea Apocalipsei ne spune că este descoperirea lui Isus Hristos. Astăzi chiar biserica nu mai are în atenție atât de mult pe Isus Hristos. Nu mă refer la nivel declarativ, ci la nivel faptic. Dacă în epoca apostolică era prioritar ca Hristos să fie în centru, să fie preocuparea principală și Duhul Sfânt să fie motorul bisericii, astăzi biserica din nefericire a ajuns să aibă alte scopuri, alte planuri iar în față afișează această plancardă cu Isus Hristos, cu principiile, cu împărăția lui Dumnezeu, însă de cele mai multe ori adevăratele scopuri sunt politica bisericească, funcțiile, chiar gravitarea în jurul existenței de sine a ei și în felul ăsta Hristos este dat la o parte, Duhul Sfânt este dat la o parte și biserica funcționează ori ca un club, ori ca un SRL. Ori ca o companie. Da? Deci, în Cartea Apocalipsei, aflăm că Hristos este cel care conduce lumea, aflăm că Hristos este capul Bisericii, aflăm că Hristos este cel care conduce lucrurile și, în felul acesta putem să stăm liniștiți. Pentru că dacă Hristos este Alfa și Omega, dacă Hristos este începutul și sfârșitul, dacă Hristos este capul bisericii, atunci noi nu trebuie să ne facem griji. Acele griji prin care să ne crească tensiunea, prin care să devenim agitați, prin care să devenim disperați față de ceea ce va fi în viitor. Hristos este Cel care trebuie să aducă liniște și pace în viețile noastre. Și tocmai acesta este mesajul săgeată, firul roșu al Apocalipsei. Hristos este mielul care a fost junghiat, care s-a jertfit și este cel care reprezintă singura garanție că noi putem să stăm liniștiți în brațele lui Dumnezeu și că împărăția este a tuturor celor care vor să facă voia lui Dumnezeu și să rămână oameni. În vremurile în care era exilat pe Patmos, pe o insulă destul de ciudată și care nu avea ceva exotic pe ea, în mare ge. În momentele în care stătea și cugeta și se ruga lui Dumnezeu, Ioan primește acea teofanie, acea descoperire a lui Isus Hristos, în care îl vede în ținuta sa arhierească și în care primește asigurarea că Hristos este cu el și cu biserica. Era bătrân Ioan în momentele în care Isus îi se arată pe Patmos. Era oarecum și descurajat pentru că rămăsese singurul apostol în viață. Ceilalți muriseră. Și probabil că Ioan își pusese tot felul de întrebări. Doamne, ce va fi cu biserica ta? Ce va fi cu lucrarea ta? Ce va fi cu mine? Eu sunt ucenicul iubit, am stat lângă tine acești trei ani și jumătate cât ai fost pe pământ, am fost aproape, mi-am rezemat de multe ori capul pe umărul tău și am sorbit cuvintele tale. Dar acum parcă toate lucrurile merg de andoaselea. Uite, biserica ta este prigonită, eu sunt aici exilat pe Patmos, nu pot să fac absolut nimic, sunt legat de mâini și de picioare. Și ce va fi? Și în momentul când era în Duhul și se ruga, a primit acea descoperire a lui Isus Hristos. A primit acea descoperire neobișnuită. Până atunci era obișnuit să-L vadă ca fiul al durerii, într-o haină umilă de galilean. Să-l vadă cu chipul acela uman, destul de familiar, însă de data aceasta Iisus i s-a arătat cu atâta putere și slavă cât a putut să suporte natura umană a lui Ioan. Și în momentul în care l-a văzut, spune cuvântul lui Dumnezeu, a căzut la picioarele lui ca mort. M-am tot întrebat de ce nu s-a arătat cum se arăta de fiecare dată și de ce a trebuit să îl surprindă și să-l copleșească având această vedenie plină de slavă. Aduceți-vă aminte că atunci când apar probleme, când apar crize, când apar neajunsuri, când apar tensiuni, când apare acest haos la nivel macro, Tendința noastră este să ne uităm la oameni și să ne fie frică de ei. Tendința noastră este să ne uităm la aceia care țin puterea în mâini și în a căror decizie sau putere, zicem noi, stă soarta lumii, a țării. Și ne uităm rugători la ei și umili și palizi, ca și cum am cerșit ceva. Și ne uităm la ei de multe ori ca la Dumnezeu. Și în acele momente, Domnul Hristos îi se arată lui Ioan și spune, Ioan, nu uita cine este stăpânul. Noi de foarte multe ori uităm cine este stăpânul. Și ne este frică de oameni, mai frică decât de Dumnezeu. Și pierdem controlul în viața noastră, pierdem speranța, pierdem fericirea și abia așteaptă oamenii ca să pună mâna pe viața noastră și să ne controleze. Însă Iisus i s-a arătat lui Ioan și a zis, uite, eu sunt împăratul împăraților, domnul domnilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Și asta este un mesaj extraordinar al apocalipsei, că Hristos este împăratul împăraților și Domnul domnilor, deci pe plan politic și pe plan social, Dumnezeu coordonează lucrurile și Dumnezeu este cel care are control, chiar dacă se întâmplă anumite lucruri ciudate pe care noi nu le înțelegem, Dumnezeu nu a pierdut controlul. Isus este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Iar în ceea ce privește biserica, un alt domeniu, în care mai mari bisericii, și acum nu vreau să înțelegeți că fac o aluzie directă la cineva, la o persoană, mă refer la, un, la sistemul de gândire bisericesc, la acest curent prin care liderii bisericilor încearcă să ia locul lui Hristos. Bineînțeles că de fațadă spun, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Hristos este capul bisericii, dar ne-a lăsat pe noi, administratorii, să facem ce vrem. Cam asta este realitatea, dacă stăm bine să ne gândim. Însă Hristos spune clar, eu țin cheile morții, și ale locuinței morților. Eu n-am vicar pe acest pământ. Eu sunt stăpânul bisericii. Eu sunt cel care conduc biserica. A, că sunt unii care și-o revendică și vor ei să fie stăpâni, este cu totul altceva. Însă, eu țin cheile. Nu uitați lucrul ăsta, este un mesaj de speranță. Nu biserica ține cheile, ci Hristos ține cheile. Nu oamenii țin cheile împărăției lui Dumnezeu, ci Hristos ține cheile împărăției lui Dumnezeu și ale locuinței morților. Și ăsta este un mesaj de încurajare. Poate că ați fost descurajați, ați fost loviți în experiențele religioase, în relația cu o anumită instituție religioasă. Însă nu uitați că împăratul împăraților, Domnul Domnilor și cel ce ține cheile împărăției, nu sunt oamenii, ci este Hristos. Hristos. Este stăpân. Hristos este Domn. Hristos este cel care are lucrurile în control. Și asta este o mare veste bună. Este Evanghelia. Și dacă am uitat, ca biserici, că Hristos trebuie să fie preocuparea noastră, că Hristos trebuie să fie mesajul nostru, că Hristos trebuie să fie Împăratul nostru, că Hristos trebuie să conducă biserica, ar trebui să ne readucem aminte. Pentru că în felul ăsta ne putem întoarce la modelul și la acea biserică curată pe care a vrut-o și pe care o vrea Dumnezeu. În Apocalipsa îl găsim pe Iisus Hristos ca fiind stăpân, stăpân absolut, dar un stăpân care își dă viața pentru oi, un stăpân plin de iubire, un stăpân care dorește să-i salveze pe toți cei care vor să păstreze chipul lui Dumnezeu în ei. Și îmi place foarte mult ce spune aici Domnul Hristos în capitolul 1 cu 18 în continuare. Sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Și m-aș opri aici. Iisus ține cheile morților și ale locuinței morților, nu biserica. E să vă iasă din minte lucrul ăsta. Iisus ține cheile morților și ale locuinței morților și cheile împărăției. A, ah, că a zis acolo că îi le dă lui Petru. Da, însă nu uitați că în împărăția lui Dumnezeu nu se intră decât prin Hristos. Pentru că nu Petru este poarta, ci Hristos este poarta. Nu Petru este calea, ci Hristos este calea. Nu Petru este adevărul, ci Hristos este adevărul. Nu șefii bisericilor, sau hai să zicem, conducătorii bisericilor sunt poarta și intrarea, ci Hristos este intrarea în împărăția cerurilor. Așa că peste adevărul acesta nu avem cum să trecem. Că unii încearcă să se pună în locul lui Hristos și încearcă să aibă control și de-a lungul evului mediu am văzut clar ce se întâmplă în momentul în care oamenii caută să ia locul lui Hristos. E dezastru. Și astăzi l-am înlocuit pe Hristos cu doctrine, L-am înlocuit pe Hristos cu tot felul de politici bisericești și cu tot felul de invenții omenești și numai Hristos nu mai este acolo. Însă, dacă ne întoarcem la modelul biblic, ne dăm seama că acolo găsim adevăratul model și de biserică și de conducere. Iisus este capul bisericii. Și cartea Apocalipsei, ne prezintă bisericile din vremea lui Ioan, care în mare parte sunt un tipar și pentru tipurile de biserică ce au fost de-a lungul timpului și care sunt și astăzi biserici doctrinariene, fără dragoste, biserici care merg spre un curent al libertinismului și al desfrâului, găsim și astăzi, biserici care l-au uitat pe Hristos și înlocuiesc cu politica bisericească, întâlnim lucrul ăsta și astăzi, biserici care au faimă pentru că au avut în trecut rezultate, realizări, multe lucruri lăudabile, dar în prezent e moarte anuală. Sunt biserici în care pur și simplu nu mai este nimic. Este o stare așa căldicică, biserica la odicei, în care toate lucrurile parcă merg de-andoaselea. În schimb, impresiile Puh, sunt atât de mari. Noi suntem, noi facem, noi dregem, noi, noi, noi. Și asta zice la Odiceanu, păi sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, n-am nevoie de ajutorul nimănui, pentru că eu sunt grozav. Îl țin chiar și pe Hristos la ușă, să bat acolo, n-are nicio problemă la Odiceanu. A ajuns la un nivel de nesimțire crasă, atât, atât de, mare, încât nu mai interesează. Însă Hristos are pentru fiecare și o mostrare, cel puțin o mostrare și o făgăduință, cel puțin o făgăduință. Și asta mi-aduce multă liniște și pace. Că, indiferent de starea în care se află biserica în care tu te afli, dacă tu ești lângă Hristos, tu poți să fii biruitor. În orice tip de biserică te-ai afla. Și poate că ai o, o biserică în care s-a pierdut dragostea sau una care merge spre denaturarea principiilor Evangheliei, sau una în care există atâta infatuare, și atâta mândrie, și atâta egoism, și atâta, atâta laudă și atâta pompă, încât Hristos nu mai are loc acolo. Cu toate acestea tu poți să fii biruitor, și este un mesaj de speranță pe care Dumnezeu ne-l transmite prin cartea Apocalipsei. În capitolele 4 și 5 este prezentat Isus ca fiind mielul Leu acele două caracteristici ale sale care îl fac să fie Hristos al Scripturii. Noi de multe ori am luat ori o variantă, ori Ne place unora Hristosul leu, acela care este doar cu legea, doar cu regulile, doar cu duritatea, cu judecata și nu ieșim de acolo. Hristos este așa. Și pe de o parte, este așa. Însă, nu uitați că Hristos este și miel. Și unora le place mai mult fața aceasta de miel. Și atât de tare l-au zaharisit pe Hristos încât orice este permis, orice este ok, nu mai ai nicio oprelește, nicio problemă. Hristos este atât de bun încât nu mai trebuie să-ți faci niciun fel de probleme și complexe de conștiință. Însă, în cartea Apocalipsei, el apare ca leul miel. Leul din seminția lui Iuda, care a biruit. El este mielul lui Dumnezeu care a fost jungheat și este un mesaj de speranță. Pe de o parte, că Hristos va pune capăt păcatului și nedreptății din lumea aceasta, pe care dacă ar tolera-o, s-ar autodistruge. Vă aduceți aminte, în capitolul 11 spune că Hristos va veni să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Uitați-vă de ce sunt în stare. De ce nebunii sunt în stare? Să distrugă orașe, să distrugă lumea aceasta cu tot arsenalul atomic și nuclear care există. Și sunt sigur că în momentele astea foarte mulți dintre voi vă gândiți numai în Est. Dar gândiți-vă și la ceilalți care au un arsenal atomic și nuclear foarte mare și arme și muniție pe care acum le vând și fac miliarde de dolari. Ah, la ăștia nu ne mai gândim. Ăștia sunt salvatorii. Și unii și alții, spune Scriptura și Cartea Apocalipsei, sunt conduși de dragi, duhuri de demoni conduc, ca să își clădească fericirea și bogățiile pe nenorocirea oamenilor care sunt sub puterea lor. Și Hristos pune mâna pe puterea lui și vrea să facă judecată, vrea să facă ordine în lumea aceasta. Avem nevoie de, de latura aceasta, de leu a lui Hristos. Avem nevoie și de latura de miel, acele calități de miel ale lui Hristos. De multe ori am devenit atât de legaliști în bisericile noastre încât ne închipuim că noi am devenit criterii după care oamenii intră și ies în împărăția lui Dumnezeu. Și am inventat atât de multe lucruri, și atât de multe cutume, și atât de multe lucruri, și atât de multe reguli, încât. Omul când se uită la ele zice, mă, dar păi mă apucă depresia. Asta nu, asta nu, asta nu. Dacă am făcut asta și asta, a, păi m-am ras, nu mă mai spală toate apele de pe Dunăre. Sunt păcate de neiertat. Și asta este o mare problemă a bisericilor astăzi. Unele sunt uh, foarte libertine. Foarte liberale, altele sunt foarte, foarte conservatoare și te lovești numai de cactus. Oricum, te învârți, te înțepi, pentru că sunt atât de sfinți încât nu, nu te poți atinge de ei. Împărăția cerurilor, o, oh, este foarte, foarte departe. N-ai nicio șansă să ajungi acolo decât dacă devii și tu, la rândul tău, un sfânt cactus. Țepos, încruntat, supărat, să-ți piară zâmbetul pentru totdeauna de pe buze, să nu cumva să ai vreo licărire de, de, originalitate sau de duh pentru că ești taxat imediat și ți se pune un capac și că stai liniștit, că nu... Aici trebuie să fim ca morcovi pe strat, toți în linie, să zicem da, 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 toți la anumite replici să zicem amin, slavă Domnului și stăm liniștiți, cu minți în banca noastră, să nu fie gălăgie, să nu fie tulburat nimeni. Este este ridicol. Este ridicol. Și Hristos nu-și dorește așa ceva. Hristos vrea o biserică vie. Ce mai aflăm din Cartea Apocalipsei uh, sunt uh, acele mesaje cu pecețile, în care apar judecățile lui Dumnezeu. Găsim de asemenea și acele pedepse pe care Dumnezeu le aduce asupra celor care nu vor să asculte și se împotrivesc Evangheliei. Primul cal alb reprezintă biserica apostolică și n-aș vrea să intru în interpretări aici, dar uh, așa a pornit bine biserica la început. După aceea caii s-au făcut nărăvași. Și în loc să-L poarte pe Hristos, au început să-I poarte pe domni, pe stăpâni, pe cei care iau locul lui Hristos. Dar nu uitați că primul cal spune Cartea Apocalipsei, pe care era un călăreț îmbrăcat în haine albe, domnul domnilor și împăratul împăraților, este cel care a pornit biruitor să biruiască. Și nu s-a oprit. Nu s-a oprit. Hristos a pornit biruitor ca să biruiască. Și chiar dacă au fost unii care l-au dat la o parte și au vrut să-l trântească jos, totuși Hristos a rămas biruitor, a rămas dornic să-și ducă biserica acasă, a rămas pe linia aceasta a biruinței. Hristos n-a fost înfrânt niciodată și nici nu va fi. Și dacă unii au alte planuri, este problema lor, dar vor rămâne cu planurile lor. Hristos a pornit biruitor să biruiască, este o certitudine. N-are rost să ne îndoim de lucrul acesta, pentru că biserica, dacă rămâne lângă Hristos, și când mă refer la biserică, nu mă refer la birouri, ci mă refer la credincioșii bisericii, cei care compun biserica. Cei care rămân lângă Hristos vor fi cu adevărat biruitori. În capitolul 7 sunt prezentați cei care vor birui și cei pe care Dumnezeu îi va pecetlui. Este o veste bună. Cei care au rămas cu mielul, cei care au trecut prin necazuri, prin suferință și care au rămas lângă Isus Hristos vor fi cu el în împărăția lui. Dacă ne uităm la capitolele următoare, apar scene și evenimente în care Hristos pare că se uită ca un observator așa distant. Pe pământ sunt războaie, sunt nenorociri, sunt tot felul de frământări sociale și parcă Dumnezeu a trecut totul pe pilot automat și se uită pasiv și ăștia se războiesc, curg râuri de sânge. Și Dumnezeu nu este nicăieri. Și într adevăr, dacă te uiți de jos, așa este. Dacă te uiți doar cu dimensiunea unui om, a vieții unui om, Dumnezeu nu este pe nicăieri. Ce or fi zis cei care au trecut prin Holocaust? Gândiți-vă. Ce zic cei care au fost lăsați fără cei dragi, care au casele distruse și cei care sunt pe drumuri? Unde este Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? De ce lasă Dumnezeu lucrurile în felul acesta? De ce se întâmplă atâtea nenorociri? De ce război? De ce, de ce, de ce? Și apar o mulțime de deceuri. Și greu poți să le răspunzi cu o viață de om, cu o înțelepciune de om, neavând filtrul acesta sau vederea aceasta panoramică pe care o prezintă Dumnezeu în Cartea Apocalipsei în aceste capitole. Popoarele se războiesc, popoarele se frământă, popoarele se ceartă, popoarele se omoară între ele și Dumnezeu stă departe. Aceasta este impresia pe care ne-o dă o privire superficială asupra lucrurilor sau o privire limitată. Poate să fie profundă pentru că oamenii chiar trec prin suferință, prin moarte, prin nenorociri. Însă, dacă ne uităm la ceea ce spune Dumnezeu aici, Hristos este acolo și ajută pe copiii săi să treacă prin acele suferințe, să iasă biruitori. Îi ajută să meargă mai departe prin Harul Său. Capitolul 12 ce ne prezintă marea luptă dintre bine și rău, dintre Hristos și satana. Ne arată unde a început conflictul și că de fapt acest conflict se continuă aici pe pământ. Că încă Lucrurile mai au reverberații, acel război care a început în cer, încă mai continuă. Hristos a zdrobit capul șarpele la cruce, însă șarpele acesta încă n-a murit, nu i-a apus soarele. Știți că șarpele, chiar dacă îi tai capul, o perioadă destul de bună mai mișcă. Așa este și cu diavolul. I-a zdrobit Hristos capul, dar încă mai mișcă încă mai face victime, încă mai aduce moarte și nenorocire. Și tot în acest capitol ne spune cuvântul lui Dumnezeu că împărăția a trecut în mâna lui Hristos și că toți copiii lui l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte, dar mai este acolo un vai, Vai de voi, pământ și mare, că și diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Știe că are puțină vreme. Și asta trăim acum. Găsim atâtea nenorocire, atâtea dezastre, atâtea strâmtorări, pentru că diavolul știe că mai are puțină vreme. El știe. Demonii lui știu. Și de aceea sunt foarte agitați. Și pe măsură ce trece timpul, sunt din ce în ce mai agitați, din ce în ce mai turbați. Vă aduceți aminte momentul în care Hristos a venit în Gadara și l-a exorcizat pe demonizatul acela care avea mii de draci în el? Dracii au zis, ai venit să ne chinui înainte de vreme? Adică noi știm timpul profetic, știm cât e ceasul, că ăștia nu știu și te alungă elegant, este cu totul altceva. Ai venit să ne chinui înainte de vreme, să ne arunci în adânc? Și nu ne lasă impresia că totul va fi bine, stați liniștiți, dormiți. Știți că și adormirea spirituală este o lucrare demonică. Eu crede că lucrarea demonică este doar aceea în care oamenii fac spume la gură și încep să sară la tine cu unghiile netăiate, să-ți le bagi așa în față, să te zgârie, să te sfâșie în bucăți. Nu! Lucrarea demonică nu este doar aceea în care vezi dezastre, nenorociri, uragane, cu tremure, distrugeri de vieți omenești, ci lucrarea demonică este și aceea de adormire și de pasivitate. Este tot o lucrare demonică. Sunt demoni cu doctorate în adormire. Au specializare pe treaba asta. Mi-aduc aminte, am fost într-o țară occidentală, și spuneau frații de acolo, frate, nu cred că are rost să fim așa de incisivi, să, să spunem adevărul oamenilor, să, să le vorbim despre venirea lui Hristos, despre evenimentele astea finale, pentru că ce o să zică lumea? Și unii dintre ei au zis, hai să nu trezim bestia, să o lăsăm să doarmă. Păi și zic, ce facem, dormim și noi? Eu am înțeles că nu trebuie să devii un anarhist sau să mergi cu plancarde prin oraș ca un nebun și să, să faci niște acte necugetate, însă mesajul Evangheliei trebuie predicat. Și ce faci în cazul ăsta? Stai să dormi? Dacă stai să dormi, trebuie să te întrebi dacă Hristos mai conduce biserica respectivă. Știți că este folosită și expresia asta în Scriptură, Duh de adormire. Duhul de adormire este Duh demonic. Și Diavolul încearcă să-i adoarmă pe unii și să-i agite pe alții. Și de asta Dumnezeu zice aici, vai de voi pământ și mare. Pentru că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Pe unii îi lasă adormiți dormiți până când va veni prăpădul peste ei și îi ține într-o liniște, cam în vremea potopului. O, vine potopul, zicea, noi da, vezi de treabă, nu, dar noi trăim în era științei, în epoca asta a, a dezvoltării, a rațiunii, au stupitul cu potop și cu escatologii și cu chestii din astea de distrugere masă, nu no, are cum să se întâmple așa ceva. Și în timp ce dormeau cu conștiința tranquilizată, spune Hristos în Evanghelia după Matei că a venit potopul și n-au știut nimic. De ce? Pentru că au dormit. Erau adormiți. Și diavolul a avut grijă să-i țină adormiți acolo. Apoi, capitolul 13, 14, ne prezintă acea încleștare a forțelor răului, acele fiare care, după ce Hristos a înălțat la cer, au vrut să distrugă biserica. Și cea mai perfidă metodă de a distruge biserica este să o distrugi din interior. Să pervertești ceea ce este bun în interiorul ei și să o folosești ca armă de distrugere împotriva celorlalți. Nu cred că a persecutat cineva pe creștini mai mult decât creștinii de-a lungul secolelor. Creștinii i-au persecutat cel mai mult pe creștini. A, tu ai dogma asta. Tu crezi că supremația este a lui Hristos. Hai că te facem noi să te răzgândești. Ori primești regulile noastre, supremația noastră, doctrinele noastre, dogmele noastre, orientarea noastră, politica noastră, ori dacă nu te-am decapitat, te-am ras. Nu există așa ceva. Și secole de-a rândul, biserica a făcut lucrul acesta. Și Spune cartea Apocalipsei că în vremea sfârșitului, Biserica se va laiciza atât de tare încât va fraterniza, hai să zic o parte a Bisericii, da? Să nu fiu atât de, de acid. Dar ăsta este un adevăr. O, o mare parte a Bisericii se va laiciza atât de tare și se va aplica spre învățăturile demonilor, cum spune Pavel. Și se -ți va duce în atât, de mul, atât de mult spre a întinde mâna spre puterea statală ca să prindă controlul și de-o parte și de alta, și biserica și statul, încât oamenii să fie ca într-o menghină, să nu mai aibă de unde scăpa. Păi când te persecută statul, te duci la biserică, te duci ca la Dumnezeu, că acolo e poarta cerurilor și acolo la poarta cerurilor ți se pun condițiile. Asta, 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 nu vrei, păi te duce în partea aia la altă vestu. Și până la urmă, oamenii nu mai știu ce să creadă și ce să facă. Și atât de grele vor fi lucrurile și atât de dramatice, încât uh, spune cuvântul că se va ajunge la o dictatură mondială. Și astea nu sunt teoriile conspirației, astea sunt adevăruri profetice. Da, da, auziți bine. Și din partea bisericii și din partea statului se va ajunge la acel control asupra oamenilor atât de puternic încât doar cei care îl au pe Hristos vor reuși să scape și să iasă biruitori. Deci, ha, dar mai zine și vești bune. Hai să venim și cu veștile bune. Pentru că în capitolul 13 se ajunge cumva la un climax, la un punct culminant al tensiunii, al dramatismului, al tragediilor, al nenorocirilor, a controlului, a dictaturii. Și în capitolul 14, în contrast maxim, sunt prezentați cei care îl urmează pe miel și cei care vor face parte din împărăția lui Dumnezeu. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului, împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Observați că Dumnezeu dă nume. Diavolul dă numere Numele are o încărcătură spirituală, are identitate. Numele îți oferă putere, îți oferă unicitate, îți oferă acea valoare pe care ți-o dă Dumnezeu. Numărul este ceva așa impersonal. Și tendința, pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, este ca oamenii să devină numere, în statistici. În rapoarte, în relațiile interumane. Te întreabă cine ești, ce ul vă rugăm. Uh, da, numărul, 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 codul, codul, codul. Stai puțin, da? Noi suntem oameni. Noi avem nume. Noi avem identitate. Noi avem personalitate. Noi avem valoare spirituală. Noi suntem niște numere. Diavolul dă numărul. Hristos de nume. Este o mare diferență. Și până la urmă atârnă de noi dacă vrem să primim numărul sau să primim numele lui Hristos și al Tatălui Său. M-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de care aveau scris pe frunte numele Său și numele Tatălui Său. Și oamenii aceștia spune cântau o cântare nouă. Înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144 de mii care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Și oamenii aceștia și-au păstrat identitatea, și-au păstrat uh, personalitatea, și-au păstrat chipul lui Dumnezeu. Au păstrat ceea ce este uman în ei. Au păstrat acele calități pe care le-a dat Dumnezeu, pe care le-a pus în ei. Și de aceea, spune, stau ei în fața scaunului de domnie. Și n-au avut altă autoritate deasupra capului, altă autoritate supremă decât pe Hristos și pe Tatăl său. Este o veste bună aceea că dacă te supui lui Dumnezeu, îți păstrezi identitatea, îți păstrezi numele și Dumnezeu îți va păstra numele în Cartea Vieții. Este o veste bună, este o veste extraordinară. Tu poți să fii om și să rămâi om. În ascultare de Dumnezeu, și Dumnezeu îți oferă toată libertatea să fii fericit, să fii împlinit, să ai siguranță, pace și fericire și în viața aceasta, și în viața viitoare. Este o veste bună. Și. Înainte de, de finalul lucrurilor, Dumnezeu va revărsa un potop de lumină asupra pământului acestuia, un potop de Evanghelie ca să îi facă pe oameni să înțeleagă că ei au valoare, că în momentul în care îi se închină lui Dumnezeu, Dumnezeu le oferă un nume și un loc în împărăția Lui. Și spune, nu vă mai temeți de împărăția întunericului, nu vă mai temeți de prințul întunericului, nu vă mai temeți de oameni, nu vă mai temeți de forțele demonice, pentru că Dumnezeu este deasupra lor. Păstrați-vă identitatea, personalitatea, credința, păstrați-vă acele calități pe care vi le-a dat Dumnezeu. Este extraordinar. Ceea ce spune Dumnezeu aici și solemn în același timp. Este speranță, este Evanghelie, dar în același timp este și o avertizare solemnă pe care Dumnezeu o face. Cel care renunță la statutul de om și se închină omului, cel care renunță la, la calitățile umane și devine un robot, un sclav, va trebui să suporte consecințele acestor alegeri. Și, de la capitolul 15 când sunt prezentați biruitorii fiarei și ai icoanei ei, după aceea sunt prezentate judecățile lui Dumnezeu. Capitolul 16, plăgile. Capitolul 17, 18, judecata Babilonului. Capitolul 19, iar judecata lui Dumnezeu care culminează cu venirea lui Isus Hristos. Este prezentat în imaginea aceea ecvestră, călare pe un cal alb, urmat de oștirile, de îngeri, îmbrăcați toți în alb, simbol al curăției și al biruinței. Da? În toate aceste pasaje se vede atât bunătatea lui Dumnezeu și puterea pusă în slujba celor credincioși, dar, pe de altă parte, se vede și dreptatea lui Dumnezeu pusă împotriva acelora care se se opun supremației sale. Capitolul 19 apare Iisus Hristos îmbrăcat în haine albe, îmbrăcat în, în, mantia aceea de rege, cu cununile pe cap, ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Apare și imaginea aceea înfricoșătoare, spune că din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mânie aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe să avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor. Este o imagine înfricoșătoare, dar este înfricoșătoare pentru cei care nu vor să-l urmeze pe miel. Este înfricoșătoare pentru cei care au alte planuri. Este înfricoșătoare pentru cei care ascultă de glasurile demonilor. Este înfricoșătoare pentru cei din elita satanică. Este înfricoșătoare pentru cei care au ideile globaliste. Este înfricoșătoare pentru cei care vor să aducă rău copiilor lui Dumnezeu și împrăștie toate nenorocirile în lumea aceasta. Da, pentru ei este o veste înfricoșătoare. Însă pentru cei care îl urmează pe miel oriunde merge el, este o veste cât se poate de bună. Că Dumnezeu pune mâna pe puterea Lui și va aduce pacea, ordinea, liniștea și armonia în viața noastră. Iată că de multe lucruri frumoase și interesante găsim în Cartea Apocalipsei. Apoi, în capitolul 20, întâlnim acea perioadă a mileniului în care are loc judecata în care inclusiv cel rău este judecat și sfinții iau parte la judecata despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel. Nu știți că sfinții vor judeca lumea și pe îngeri când? Acum, în perioada mileniului. Este momentul în care vom putea să vedem dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Și după mileniu vor fi în viață toți împotrivitorii și spune cuvântul de la versetul 7 în continuare: Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat. Și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Este o veste tristă. Dar se va întâmpla. Satana va fi dezlegat. Îi se va da putere să înșele din nou neamurile, să îi pornească la război. Război împotriva cui? Război împotriva lui Dumnezeu. Război împotriva cetății prea iubite. Război împotriva mielului. Vă întrebați de ce atât arsenal nuclear? Păi, cu arsenalul ăsta ar putea să distrugă Pământul de nu știu câte ori. Pentru ceea ce urmează, se pregătește atât arsenal nuclear. Și ei știu cei care le pregătesc și le, le tot învârt acolo și tot inventează noi și noi bombe, nu pentru noi, ci pentru el. Și toate filmele alea zăpăcite și aiurite pe care le vedeți cu alien și cu broscoi din aia, cu ochii cât cepele și cu culoarea verde și care au niște fețe monstruoase, toate acele minciuni și toate acele nebunii pe care ni le vând pe ecrane de zeci de ani, nu sunt altceva decât o încercare de a ne spăla la creier și de a ne introduce ideea că de sus vine pericolul, de sus vine nenorocirea, de sus vine dezastrul, dar este total pe dos. De sus vine mântuirea, de sus vine împărăția lui Dumnezeu, de sus vine Isus Hristos, de sus vin îngerii lui Dumnezeu ca să ne salveze, de sus vine veșnicia. Observați cât de șiret este cel rău și încearcă să ne bage în minte tot felul de scenarii și de, de grozăvii. S-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Aș vrea să închei capitolul acesta. Este unul real, dar n-aș vrea să insist asupra lui pentru că vreau să rămânem cu... Gândul acesta pozitiv, cu mesajul speranței din cartea Apocalipsei, care urmează în capitolele 21 și 22. Îmi plac atât de mult aceste două capitole. Dacă ar fi existat doar ele în Sfânta Scriptură, cred că am fi fost fericiți, chiar dacă am fi avut doar aceste două capitole, pentru că sunt cele mai ample descrieri ale Raiului, ale împărăției lui Dumnezeu. După ce se vor fi terminat toate aceste lupte, toate aceste războaie, spune Cuvântul Lui Dumnezeu că Ioan n-a mai văzut Marea, n-a mai văzut Patmosul, n-a mai văzut... Totul era nou, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi pierise și Marea nu mai era. Cu alte cuvinte, sunt liber în lumea aceasta a Lui Dumnezeu. Pentru, pentru Ioan, Marea însemna pușcărie, însemna închisoare, însemna condamnare, însemna exil. Nu însemna o călătorie exotică în insule, să stai sub un palmier cu un fresh în mână și să stai la plajă pe un șezlong. Nu asta era la el. La el însemna închisoare, însemna muncă de ocnaș, însemna să, să fii departe de biserică, de, de, activitatea ei, de misiune. Era groaznic să trăiască el acolo. Și ce? Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerurile tăi și pământul și marea nu mai era. Totul era nou. Și am văzut, coborându-se din cer la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnește și zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporului și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Iată câtă încurajare, câtă speranță ne dau aceste cuvinte din cartea Apocalipsei, câtă putere au în ele. Dacă le-am citit mai des, cred că am scăpat de depresie, n-am mai avea nevoie nici de pastile, nici de atâtea consilieri și nici de atâtea nici de atâtea uh, cârje pe care să le folosim. Că până la urmă, majoritatea descurajărilor noastre și a neputințelor noastre vin din minte. Ne-am umplut mintea cu atâtea frici și cu atâtea nebunii, pentru că noi cu astea ne hrănim. Și vrem să avem speranță, vrem să avem credință, vrem să fim tari ca o stâncă. N-ai cum dacă te hrănești cu minciuni și cu gunoaie să ai speranță, să ai credință, să ai încredere în viitor, în împărăția lui Dumnezeu, n-ai cum, pentru că hrana minții tale este stricată, este alterată. Ori aici Dumnezeu ne spune că va șterge orice lacrimă din ochii noștri, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut și parcă îl văd pe Ioan așa căzând într-o reverie. Ah, ce frumos, oare o fi adevărat? Ah, și îngerul zgâlție și zice, Ioan, scrie că lucrurile astea sunt vrednice de crezut și adevărate, eu nu spun povești aici. Scrie ca să fie acolo, să le citească peste generații, să vadă că împărăția este ceva real. Și Ioan, ca trezit așa dintr-o reverie frumoasă, începe să scrie. Și în continuare Dumnezeu prezintă oferta lui aceea de a oferi oamenilor apa vieții. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Am pus atâtea condiții oamenilor și atâtea, atâtea reguli, tâmpe, încât oamenii, când se uită la ele, că sunt interpuse între ei și împărăția lui Dumnezeu, pur și simplu se descurajează și nu mai vor să lupte, să mai facă absolut nimic. Dar Mântuitorul zice: Oferta aceasta este accesibilă pentru oricine, fără plată. Cine vrea să bea din izvorul apei vieții, poate să bea, poate să fie acolo, poate să se bucure de oferta lui Dumnezeu. Pe de altă parte. Spune și ce condiții sunt. Cine nu va intra acolo? Iar apoi continuă cu descrierea cetății pe care o face cu acele cuvinte accesibile nouă, cu acele cuvinte pe care noi le putem înțelege, cu acele echivalente din lumea lui Dumnezeu care, cât de cât. Aduc spre ideea pe care vrea să o transmită Dumnezeu. Dar cred că Ioan nici măcar n-a găsit cuvintele să descrie ceea ce a văzut, pentru că de multe ori folosește comparația. Am văzut o mare, ca, de sticlă, sau zicea mare de sticlă, sau uh, ceva care semăna, era ca arama aprinsă, nu știu ce material era, cum era, ce materie. Și de multe ori cuvintele sunt sărace să descrie ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Cetatea. N-am văzut niciun templu. Dumnezeu cel puternic și mielul sunt templul ei, iată un adevăr scripturistic. Dacă l-ai pe Dumnezeu, poți să-l ai oriunde. Nu, nu depinzi de un templu, nu depinzi de un loc, nu depinzi de un obiect. Este imagine păgână aceasta. Dumnezeu este peste tot. Ai nevoie de un templu de o biserică pentru părtășie, pentru închinare împreună, dar nu ca să se reveleze Dumnezeu doar acolo. Este fals. Dumnezeu este peste tot. Iacov a spus în pustiu, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor, în pustiu. Nu era niciun templu, nici o biserică acolo. Și cu toate astea l-a văzut pe Dumnezeu în ținutul acela pustiu. A primit și o făgăduință. Cetatea nu are nevoie de templu, nu are nevoie nici de soare, nici de lună, căci lumina ei este mielul, făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. O imagine frumoasă în care toți, din toate colțurile Universului, vor veni să-i se închine lui Dumnezeu. Este minunată această descriere a Raiului pe care o găsim în capitolele 21 și 22 din Cartea Apocalipsei. Sunt minunate acele șapte scene liturgice care apar în Cartea Apocalipsei. Sunt minunate făgăduințele, fericirile. Sunt șapte fericire ale Apocalipsei în care Dumnezeu zice ferice. Sunt minunate toate promisiunile pe care le întâlnim în Cartea Apocalipsei. După ce descrie Raiul, după ce descrie lucrurile acestea frumoase, Dumnezeu încheie cu o chemare și în același timp și cu un blestem. Veniți, luați apa vieții, veniți la mântuire, Duhul și Mireasa zic vino, este chemarea lui Dumnezeu, dar în același timp urmează și avertizarea. Dacă adaugă cineva, îi se adaugă urgiile și în cartea aceasta. Dacă scoate cineva, îi se va scoate dreptul la pomul vieții. Binecuvântare sau blestem? Asta poate fi ceea ce scrie în cartea Apocalipsei pentru tine, ori binecuvântare, ori blestem. Sunt amândouă prezente acolo. Este dreptatea și mila lui Dumnezeu. Este legea și harul lui Dumnezeu. Este chemarea generoasă și oferta pe care ți-o face sau este acea pedeapsă pe care Dumnezeu o va aduce asupra celor care nu vor împărăția Lui. Și nu doar că nu vor împărăția Lui. Trag și de alții să nu ajungă acolo. Alegerea însă este a mea și a ta. Veștile bune sunt multe în Cartea Apocalipsei, sunt multe lucruri frumoase și mi-aș dori ca atunci când citești această carte să vezi bunătatea lui Dumnezeu, să-l vezi pe Isus Hristos, să vezi puterea lui, să vezi implicarea lui în istorie și să vezi acea chemare continuă la mântuire, la viața veșnică, la împărăția lui Dumnezeu. La o viață fără sfârșit și fără moarte, la o viață plină de fericire, la o viață plină de pace, care nu se va termina niciodată. Ce ne spune Cartea Apocalipsei? Depinde de mine și de tine. Să fii binecuvântat și Dumnezeu să-ți ofere ce are mai bun și să-și împlinească făgăduințele cu tine.